Oricum, dacă vede life-ul ăsta, pas cu Ion, vreau... Vreau să-mi fie antrenor. Vreau să-mi fie antrenor, pas cu Ion. Recunosc că e peste mine, chiar dacă era, chiar dacă era, frații mei, să avem categoria la fel. Am fost puțin nervos după meci, cer scuze publicului, și de-aia am reacționat așa. Chiar dacă era să avem aceeași categorie, e peste mine, fraților, e next level, Pascu. De-aia am făcut live-ul ăsta și îl fac în continuare, să-i cer lui Pascu Ion să-mi fie antrenor de acum înainte. Dacă vede live-ul ăsta, Pascu Ion, îi cer chestia asta, să îmi fie antrenor. Meco, te pup, frățioru. Și gândiți-vă, uite că vă arăt acum un mesaj. Vă arăt un mesaj, un promotor ce-mi scrie, un promotor, vă arăt acum, am resuscitat MMA-ul în România, am resuscitat, eu, Ovidiu Neveu, 74 de kilograme, am resuscitat MMA-ul în România, prin simplu fapt că l-am provocat pe Pascu Ion, am resuscitat, uitați, promotor în România. Am făcut o Românie întreagă, eu, Ovidiu Neveu, să se uite la MMA. Să vină 1000 de persoane, peste 1000 de persoane, că nici nu mai erau locuri, pentru mine. Am fost cu un main event, că s-a schimbat, nu mai era main event, și la main event au plecat. După meciul meu, jumate din sală a plecat. Înțelegeți? Prin simplu fapt că am intrat cu Pascu Ion și că l-am provocat, chiar dacă recunosc că e peste mine, o recunosc din toată inima, e prima dată când fac un live de genul să recunosc că e peste mine și să n-am nicio scuză, îmi cer scuze la ieșirea care am avut-o și nervii care i-am avut aseară după meci și am zis că de kilograme. Recunosc, e Ovidiu Neveu, că e alt nivel, Pascu Ion. Și vreau să-mi fie antrenor, dacă vede like-ul ăsta, vreau să-mi fie antrenor, Pascu Ion. Și o să-mi dui toată România, dar tot nu mă las. Lu Pascu Ion îi cer să-mi fie antrenor acum. Am doar creierii în cap, dar ai... Doar creierii în cap să mă... Doare și gâtul, zici ca amigdalite. M-a strâns de zici ca amigdalite să mură, dar nu. Abia m-a înghit. Băi nebunilor, băi nebunilor. Pe toate meciurile care le-am avut, n-am simțit o putere așa mult ca la Pascu. Voi nu vă dați seama. Și să mor eu, recunosc, mi-a dat cu jumătăți de măsură. Pascu, cred eu, ce-am simțit eu în meci, mi-a dat cu jumătăți de măsură, recunosc. Bă, poate să zică ce o vrea. Are dreptate eu. Și dacă îmi dă cu hei și dacă face acum să facă să râdă sau ceva de genul, are dreptate omul. Eu mi-am încercat, eu chiar am crezut în mine, vă zic sincer, chiar am crezut că câștig. Cred că și la sparring, când am venit în România, m-a lăsat numai ca să mă prindă meci, a fost deștept. Cred că și în Irlanda totul a fost psihologic. S-a jucat, el s-a jucat psihologic cu mine. M-a lăsat pe la antrenamente, m-a lăsat pe la alea ca să mă prindă meci. Poate s-a așteptat ca eu să-l provoc, să-l simt slab și să-l provoc după. Bă, eu știu toată puterea.
Nu-l bate nimeni în România. Vă rog să mă credeți că nu-l bate nimeni în România. Vă rog să mă credeți că pe Pascu Ion, pe MMA, nu-l bate nimeni în România. De-aia vreau ca Pascu Ion, dacă vede mesajul ăsta, să fie antrenor. Deci îi cer asta și insist ca Pascu Ion să fie antrenor. De acum înainte. De susținere, care sunteți cu mine de la început, sunteți care e să-mi dați, să-i dați-mi aie, că și eu înainte de meci fac de-astea. Merit și hate-ul, nu e problemă. Îl accept cu inima deschisă. Îmi asum și chestiile astea care le fac înainte de meci, că după, dacă e să pierd, va fi hate împotriva mea, e normal. Dar am să continui și vreau ca Pascu Ion să mă antreneze, vă zic sincer. În fine, vă mulțumesc pentru susținere încă o dată. Yes.